Și uite, mă, am înviat! O știre de cacao, dar nu cacao aia cu care a făcut ea prăjitura de mai devreme, o știre de cacao anunța că Marilena Chelaru a murit. Nu, era altfel, fii atent, adică așa era titlul, dar după aia în articol scria altceva, că mi-a fost mie rău acum 2 ani. Atunci ai murit. Da. Nu știu, adică nu știu, nu mai știu. Ceva. Nu, dar acum trebuie să spun ceva. Ia. În momentul ăsta lucrurile se întâmplă tot mai rău. Astăzi, de exemplu, mai devreme am citit următoarea știre. Ia. Lidia Fecioru în doliu, sora ei a murit. Și m-am uitat, era poză cu Alexandra Moșneaga, celebra terapeută. I-am dat mesaj Lidiei, zic, păi, condolanțe, nu vine să vede că a murit. A murit, dar nu Alexandra Moșneaga care am pus, era altă sora ei, a treia. Dar nu te prindeai din articol. Și am crezut că a murit Alexandra Moșneaga, n-a murit. Apropo, condolanțe Lidiei, suntem alături de ea, ca niște prieteni și adevărați. Sora ei, Maria, s-a propădit, a avut o suferință. Doamne ferește, asta se întâmplă. Primul lucru, i-am dat mesaj pe săvară și zice, stai așa că te-ai luat după aia din presă. Ai, mă. Deci, am și zis, băi, frate, dar câtă lume mai moare, frate? Nu, din păcate a murit Maria, dar nu Alexandru. Incredibil, deci oamenii ăștia o iau razna definitiv. Prin urmare, de ce așa, au fost omorâte mai multe. Dar de ce, Cristi, așa? Pentru că lumea, deci dați-mi voie să vă spun, nu spun că toată lumea, dar lumea e și proastă multă, mă, multă dintre ea, nu toată. Păi, deci dacă tu vezi că scrie... Da, te iubesc, mă, Cristi, explicați și mie, ca să mă exprim academic, să mă înțeleagă colegii mei. De la Academie, înțelegi? Așa. De ce halești, mă, dacă știi că întotdeauna dacă e țeapă, mă? De ce mănânci mereu, de ce deschizi mereu și mereu și mereu? Nu știu. Da, mă, ți-am zis, mă, de ce nu vorbesc de altceva? Eu știu că mi-am cumpărat o haină de blană, deși n-am bani să trăi strada. Sau că mi-am făcut vilă, deși stau în apartament cu două camere. Da, asta cu vilă puteau să o dea. Mâine adică... o să scrie că n-aveți bani să-ți trece strada. Deci e clar asta. Că... Nici asta, bă, știi dar ce? Nu. Dar e mai bine asta decât să te declare oricum că ești te consumă. Mort. Deci, te consumă. Aia mi se pare, da. Deci deja m-a luat pe la ceafă, așa, mă, nu mi-e... Deci cine te-a sunat? Cineva bine, te-a întrebat dacă ai murit sau... M-a sunat, cum să spun eu, fata unei prietene foarte bune, da, maică mi. Așa. Înțelege? M-a sunat și cumnată meu și sora mea a scris... cu frică. Acolo. Nu, da, și sora mea a scris un comentariu și asta, știi? Da. Toți au înțeles, dar știi de ce am venit? Pentru că vreau să spun că... Nu, dar ce este amuzant este că această știre... încadrată sigur în categoria fake news, se afla pe site-ul Frumusețile României. Incredibil. Adică cum să vii tu, frate, să-mi dai site-ul Frumusețile României și să scrii că a murit Marilena Chelaru? Care-i frumusețea României în povestea asta? Că eu nu înțeleg nimic. Adică am înțeles că ne dorim... Măi, eu sunt o frumusețe a României, asta au vrut să spună oamenii, nu înțelegi? Și eu chiar le mulțumesc deci că mi-au făcut marea reclamă. Marea frumusețea României, Marilena Chelaru. Păi aia, măi. Această divă divină. Divină a divelor divine. Care eu eram. Este ele? Care eram eu, da. Da, bai, de înțeles? Și le mulțumesc mult că mi-a făcut reclamă, frate. Vezi dacă a rămas Alin Gălățescu soia la următoarea prezentare, că asta mică este pe viteză. Ce clar că rup. Ce clar că am rupt din prima. Nu știu ce, dar rup. Podiumul, scena, văd eu rochile, văd eu, le rup. Nu e o problemă. Da, și eu le mulțumesc, să știi, pe undeva ar trebui să le mulțumesc pentru că îmi face reclamă și mie. Îți trebuie de asta? Înțelegi? Mă, nu-mi trebuie, dar eu le mulțumesc dacă oamenii vor, de ce să nu, atât îi duc, atâta face. E bine că face de data trecută, da, asta ziceam, ai luat-o mai în ușor, că acum vreun an de zile te dădeai de ceasul morții, făceai urât pe aici. Păi eram amărât, păi da, că dacă nu m-am întâlnit niciodată cu prostia, dar acum știu despre ce e vorba. Exact, era și prima moarte, îți dai seama. Păi da, explică-mi și mie, tu ești precum pisica, ai nouă vieți, că... N-am ce să fac, asta e, fraților, n-am ce să vă fac dacă am. Mă vezi voi, așteptați. Dar n-am deci ce să vă mai fac. Merge încă una, care nouă vieți, da, mai da, are da. Încă asta 7 la dispoziție. A doua, a treia, n-am deci ce mai să are, vă fac. Mai nu, abar n-am, nu știu. Da, pe nu de altă știu. Parte, tu astăzi când m-ai sunat, că trebuie să spunem adevărul, Marilena ne-a sunat în momentul în care eram într-o înregistrare, după care am ieșit, am sunat-o și era într-o stare de agitație și de supărare foarte mare după amiază. Acu te-ai mai potolit. Pentru că i-am spus, zic, bă, nu te supăra până la urmă. Ești în categoria marilor personalități care au fost omorâte înainte de vreme.
Adică ești într-o galerie de mari actori. Înțelegi? Bă, da, care uniter, să care mulțumesc. Oscar, păi, pentru adică... asta trebuie să le mulțumesc. Și știi mai ce vreau eu, Cristi, te rog, eu frumos. Cum să spun eu, mai m-a impresionat atât de tare, trecând peste toate prostia asta, așa, m-au impresionat oamenii. Oamenii, eu n-am știut, Cristi, te rog să mă crezi, atât de naiv am fost în capul meu sau în mintea mea, nu știu. Eu nu mai mi-am făcut datoria, ce mi-am făcut eu până acum, acum am știut eu ce am făcut eu. Da. Atâta lume au comentat și mi-au arătat iubirea lor. Da. Mă, un comentariu nu e să zic că... Deci a existat și partea bună. Ați văzut cât de iubite sunteți. Da, pă bune. Deci, bă, reclamă, sunt iubită. Bă, e fain, e super. Atâtea comentarii, adică, oamenii ce... au spus... Le mulțumesc din suflet, dar îmi cer scuze că eu nu știu să merg pe Facebook și le mulțumesc celor stai care... Stai o secundă, mai dau mesaj. Stai o secundă, mă scuzați. Of. Hai să facem, vrei of. Să facem un live pe Facebook, dar vreau să spun ceva. Ia. Cine ți-a spus că să merge pe Facebook? E, cu bicicleta, cu tricicleta. Deci, a, nu cu... zic eu așa, cu nu știu să butonez. Facebook. Deschide Facebook-ul. Și țac, înțeleg? Țac, 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 așa? Țac, țac, deschide sus, Facebook-ul, sus, deci sus. Am deschis Facebook-ul, da? Și acum merg. Așa se merge pe Facebook. Asta e singura. Altfel te mergi pe Facebook, nu știu. Să dai cu capul în stâlp dacă mergi așa cu... Nu știu să butonez, măi, mamă. Dar cum, mă, că tu îmi trimis pe Facebook Messenger niște mesaje, niște emotivă. Știu, la mesaje aia știu. Când dar mai departe, dacă vreau să-mi fac și eu o poză, să o trimit pe Facebook. Păi să-ți facă gata, domnul Vodiță de acasă. Facem like și facem poze. Nu și degeaba, am încercat, iubirea mea. Am încercat, am încercat o prietenă de-a mea, stai să spun. Într-o seară, i-am arătat o pereche de ghetuțe că vreau să-i le dau ei. Da. Și zic, nu știu să ți le arăt. Păi zice, Mari, fii atentă, Scoică, de exemplu, că știi. Și zic, casă de piatră, apropo, că s-a mărit Scoică. Da, da, da. Și... Și zice, uite așa, Bubu, fii atentă. Faci așa, apeși acolo, apeși acolo. Gata, Bubu, zic, am învățat. A doua zi, toing, nic. Păi nu, că vă înregistrez exact și vă trimit acolo în Messenger ca de fiecare dată când vreți să postați, o să dați click pe acel filmuleț. Băi, las-o, pa, dar dacă azi ce cere mai de complicat. Iei un pix și o hârtie și o mai întrebi odată. Scrii frumos și după care pui ochelarii. Și după aia faci după schemă. Și ți-e sigur. Și mi-e sigur după schemă. Domnilor și domnilor, în orice caz, Marina Chilaru, după cum vedeți, contrar știrilor senzaționaliste de pe, de pe piață, este vie, nevătămată, de grabă creatoare de prăjituri cu care a venit. Ai văzut ce prăjituri am făcut? Nu se ține mai asta anul ăsta, la fel că s-a băgat Bogdan al nostru în ele, am văzut. Mă, dar ce vă e gândul la murăturile mele, va, mă? Doamne, murăturile alea, că mi-a venit acum. Vă mai aduc, mă, iubirilor, mă, vă mai aduc murături. Să și știi că noi ducem. Și... Noi... Auzi? De... Noi ducem, să știi, nu ne dezadică. Ok, gata, dar... n-am știut. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, bă, că așa aș făcut-o, tău, tău, fată. Bă, îți dai seama, dacă puneam mâna în șol și începeam eu... O, Doamne... Păi da. Ce deci... le trebuia la tot să le fi spus. Păi înțelegi, da, dar chiar așa, ca să dar toți zici, care m-au amărât... Între patru pereți le zici? Te enervezi? Sigur că da. Mă descarc, păi da, trebuie auzi, să mă descarc. Auzi, dar soțul tău cum face să te calmeze? Că sunt convins că și el face ceva. Săracul, el pleacă de acasă. Oh, va! Oh, deci așa e, e se duce, se duce la vecin, pe acolo jos, vorbește, așa, pleacă și mă lasă să mă... Lasă nebuna să se liniștească și după aia vine acasă. Să ia pâine și vine peste 2-3 ore ca să ducă pâinea caldă, bravo, căuta bravo. Cel mai bun loc. Vezi că ai ghicit? Gata. Da. Auzi, gata. Mi-a spus că producătorul nostru, Bogdan, că are aici în spate 10 frigidere pe care le-ai umplut tu astăzi de carne. La toți oamenii care au făcut chestia. Pă puțin. Pe 10 frigidere. Mi-am adus aminte și de în urmă. Și din urmă, păi, da. Și le-ai luat trebuie și toate familiile cu ocazia asta. Absolut tot. Adică tot, mai întâi a fost frigiderile lor, după care ale familiilor da, lor frumos. Și familiilor, așa, familiilor aranjate, lor. Așa, cum ai spus tu. Vecilor. Da, da. Nu? Exact. Și după gata, v-ați descărcat. Ce-anume? V-ați descărcat. A, gata, da, bine, gata, acum gata, dacă, da. Bine, dacă nu, mai dacă, dăm foc da, un pic să mai enervează. Auzi, dar tu ți imaginezi mare... Și un cal troian cu coroană. De ce crezi tu că oamenii ăștia fac treaba asta și... Cum crezi, văd că văd eu o știre și cum se gândesc că hai să o mai omorâm pe Marinela Chelaroda? Păi da, ai spus tu, bă, nu știu, cred că are cineva ceva cu mine sau abar n-am. N-au ce să mai scrie sau... Tu știi că tu ești jurnalist, eu am altă meserie, mă întreb pe mine aia. Sunt prea multe locuri pe care vor să le... care trebuie să crească și atunci singura soluție e să inventeze.
Și atunci mai iau câte o știre. N-ai mai văzut și la altă televiziune? Dar de ce nu ia pe altcineva? Ce ciobă la o pe mine? Nu știi, cu o televiziune? Ce le-am făcut? Cum l-a băgat în spital Părică Răducanu înainte și săracul era o chestie de acum 30 de ani. Păi stai că și pe Oana Roman. A, da, uite. Da, bine, sigur, da. Nu știu, nu știu de ce. Voi știți, jurnaliștii, eu nu mă bag. Da. Nu e meseria mea. Adică ai un mesaj pentru toți cei care își câștigă pâinea în felul ăsta? Uite-te el acolo la cameră nu, și zic. Nu, nimic n-am, nici măcar nu vreau să... Nici nu există pentru mine, nu e o problemă. Dar eu le mulțumesc să mai scrieți băieți pentru despre mine, pentru că îmi face și mie reclamă, vă mulțumesc. Așa, și mai vin și eu la Brancu, mai stăm de vorbă, o cafeluță, cu o Mazda, o Bulamușa, vorbim și e, viața merge înainte foarte bine. Măi, ce-mi place atitudinea asta, e optimistă, dar... Da. Adică nu v-am văzut data trecută păi așa. Păi și ce vrei să fac? Păi da, gata, mi-a trecut, păi da... Nu poți, că n-ai cum. N-ai cum, nu? N-ai. Așa e. N-ai pentru cine și pentru ce? Nu e, adică înțelegi? Adică cât să vă rog că e până la cât? Eu am alte lucruri de făcut în viața mea și am făcut alte lucruri, nu așa ceva. Nu mă cobor la așa ceva, n-am cum, n-am de ce. Înțelegi? E revoltător, este... Dar probabil că asta auzi. E... N-are ideea să-i mă să scrie. Auzi, da. Lăsi-mă că fac un bine, mă, fac reclamă și mie, că n-am reclamă. De 7 ani nu mai fac nimica. Păpușica mică și sexoasă. Ce altfel cu sănătatea, bine? Da, să nu mă vezi, ia uite-mă. Altfel așa vrei să-ți fac genoflexiuni? Sarea, auzi, da. Că ultima dată când ne-am întâlnit... Cu sarea aveai probleme. Ați avut o problemă, așa? A, bine, nu, că săptămâna trecută doar am chemat salvarea. Păi asta zic. Aaa, da, nu știi. Sare și niște... Nu știi că am chemat salvarea, e? De ce? Să mai vină și doctorii pe la mine. A, ți era da, dor de ei. Da, era un dor de ei. N-ai mai văzut un tavan de ambulanță de mult, a? Mi-era un dor de un tavan de ambulanță, de o perfuzie, ceva. Nu că a refuzat să mă duc la spital, că mi-e frică. Am înțeles. Că mă taie doctorița. Și vrea să mă ciopârțească ca pe Iisus Hristos, i-a zis nu. Ești de tăiat? Vrea ea să mai mă taie, așa. Da? Da, cred că îi place fizicul meu. Dar în rest, cu picioarele ești bine de voie să faci genoflexie? E ok. Păi la picioare vrea să mă taie. De ce? Că, Pentru că? Nu știu ce, nu funcționează venele astea, ce vor ele, nu mai știu. Păi și tu simți că e momentul? Nu simt nimic, e pe aia spus și eu, nu mai mă mutui la ce vrei, nu mai vreau. Vrei să ieși la vară ca o tigresă și nu poți vreau, așa... Tu îți dai seama. Stai după aia trebuie vezi. Să te tatuezi peste tot. Stai să vezi ce slăbesc. Păi trebuie să mă tatuez aici, ai dreptate tu. Uite aici la operație. Auzi? Ce? Dar nu te supăra. Am și eu o întrebare. Tău om amărât așa. Ia zi. De ce a venit salvarea? Eu știu, hai spune-ți. Pentru că ai văzut prostia în stare pură? Am văzut, dar nu credeam că ești tu. Adică da. Uite-o exact aici, la emisiune. Pe ce ai făcut, drăguță? Am mâncat, ce am zis eu? Eu deșteaptă, fii atent. Ia. Eu care eram bine, mă simțeam bine, zic, mamă, stai să vezi că m-am echilibrat. S-a dus cu perioada de recuperare, gata, nimic, s-a terminat, dau un colo de inimă, că nu o să stau acum până la și ai intrat în 90 ce? De ani. Și ce soțul meu iubit, în seara își ia el și mănâncă niște... Da, roțăituri, țorcănele, în pat se uită la science fiction-urile. Și ai băgat și tu mâna. Și a lăsat punga de chipsuri. Greșit! Aia e. A lăsat-o pe nu greșit, că nu pun, nu pot să lași o vacă, că nu mănânc. Da, te-a mâncat. Da, zic, într-o seară. Zic că hai să cuși și eu doi cartofei. Atât doi, că știam că sunt sărață. Doi s-a făcut rău? Nu. Aia e. Că nu s-a făcut nimic. Aia e, că nu mi s-a făcut rău. A doua seară, zic eu, asta e că acum mi-e bine. Nu mi s-a întâmplat nimic. Mai mănânc doi. Și? Am mâncat doi, iar nu mi s-a făcut rău. Și? Perfect, tensiune bună, am dormit perfect. Mamă, zic și a doua zi? Și a treia zi zic, nu era a treia. Așa. Ca la scriptură. Da. Înțelegi? Și zic, băi, marinero, dacă... Bagă-n-ele. Dacă ți-e bine, bagă-te tatălui. Du-te la magazin, ia o pungă și seara ce crezi? Până n-a terminat punga, nu m-a lăsat. Și după aia la comandă. Și după aia la 5, ia uite ce suna, la mine e salvare. Da. Și am vorbit cu domnul doctor. Deci, asta viața e frumoasă. Da. Înțelegi?